Salut, scorpioni! Voi face citirea pentru săptămâna săptămâna 14 noiembrie 20 noiembrie. Este o săptămână cu mai puține tensiuni decât ce am avut până acum. O săptămână mai liniștită, fără eclipse, cu trecerea unor planete în Săgetător, cu Venus, Soare și Mercur. Două triunghiuri majore, două piramide și marele triunghi, dar și un triunghi minor cu planeta Pluto, planetă focar. Haideți să vedem un trigon Jupiter-Venus, dar ele aspectează anumite case pentru fiecare zodie și dacă vreți să aflați mai multe, veți avea horoscopul. Aveți o întâlnire cu o persoană din copilărie. Veți întâlni o persoană din copilărie sau din tinerețe. O persoană față de care aveți o simpatie, vă simțiți bine în compania acestei persoane. Deci este un moment de bucurie pentru voi, această revedere în această săptămână. Voi cred că dacă sunteți bărbați, s-ar putea să beneficiați de sprijinul unei femei mature cu ascendent zodie sau luna plină în leu. O femeie care își arată virtutea, o femeie virtuoasă, o femeie energică, hotărâtă, o femeie care îi place puterea, îi place să conducă, să ia decizii. Dacă sunteți femeie, scorpion, atunci pregătiți-vă pentru o rivală, fiindcă ea reprezintă și o rivalitate, o concurență. În ceea ce privește iubirea, s-ar părea că legat de iubirea voastră trebuie să faceți o alegere. Este o alegere dificilă, o alegere între două drumuri opuse, o alegere între viciu și virtute, o alegere între un lanț de flori și un lanț de fier. Este un moment dificil pentru voi în această alegere. Sfatul arcanei este: alegeți lanțul de flori pentru că el are o rezistență mai mare în timp. În același timp, gândiți-vă că această alegere va trebui să o faceți, nu puteți să o amânați. În ceea ce privește un concurs, studii sau călătorii lungi, voi sunteți în așteptare. Așteptați să vină ultima cupă spre voi, să vă aducă această bucurie, participarea la un concurs, la un curs sau la o călătorie, de să primiți un răspuns, am zice. Referitor la bani, la resursele din munca voastră, aici aveți o schimbare, vă schimbați total. Este un fel de talisman al norocului. Luați o schimbare în idei, în gândire, în relații, în comunicare, în energie, în vitalitate, în creativitate. Această schimbare depinde numai de voința voastră și vede un aspect foarte benefic această schimbare pentru voi. În ceea ce privește, deci este un aspect foarte benefic.
În ceea ce privește locul de muncă, aici voi ați făcut eforturi mari, ați încercat să progresați, să obțineți niște proiecte, să fie totul bine cu colaboratorii, cu subalternii, cu șefii, dar totuși eforturile voastre au fost neobservate de ceilalți. Nici nu le-au luat în seamă. Am putea spune că lăsați parcă aceste eforturi în spate și ați vrea să vă uitați spre viitor, ați vrea să căutați o soluție în viitor. În ceea ce privește cariera, arătați o stare de beatitudine, de iubire. Revărsați această iubire pentru toți, pentru prieteni, parteneri sau chiar pentru divinitate. Nu chiar, este normal pentru divinitate. Deci este acest moment de iubire pe care o împărțiți celorlalți. Poate fi și partenerului de viață. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră aveți un prinț de cupe. S-ar părea că voi veți comunica cu un bărbat, cu ascendent, zodie sau în pești. Sau poate să vă reprezinte și pe voi. Această comunicare este un moment în care, dacă sunteți, eu știu, într-o comunicare cu un frate mai mic, veți arăta că acesta cheltuie foarte mulți bani, că este un fel de curtezan și o persoană care nu dă asigurări, adică el întotdeauna cheltuie toți banii. Sau îl dojeniți. În ceea ce privește contractele, asocierile, procesele, pajul de bâte. Pajul de bâte arată eforturile voastre, munca voastră și speranța să obțineți, am zice, totuși o stare de bine, să aveți, eu știu, călătorii sau poate vă urmăriți proiecte noi, contracte noi, dar în contracte, în asocieri mai ales, cei care sunt asociați cu voi întotdeauna au de câștigat, mai puțin voi. Legat de relații, în relațiile cu prietenii, cu protectorii, aveți acest 6 de monede, care arată, am zice, generozitate. O persoană poate fi generoasă cu voi să vă ofere o șansă, să vă ofere câțiva bănuți, poate la salariu, poate într-un contract, dar în același timp și voi puteți să fiți la rândul vostru generoși cu ceilalți, cu cei din jurul vostru. În familie, în cămin, schimbările și karma voastră. Am zice că în familie, în cămin, primiți o veste. O veste care vă dă un fel de blocaj. Rămâneți muți, nu găsiți soluții, nu găsiți idei. Dar acest blocaj este mai mult mental. Am putea spune că vă puteți elibera din acest blocaj dacă veți pierde ceva timp sau acordați atenție recreierii, distracției, revitalizării și atunci veți găsi, pe urmă vă puteți concentra și veți găsi soluții, fiindcă dacă observați această femeie, are soluții să iasă din această încercuire de spade. În ceea ce privește schimbarea, transformarea, voi deveniți murăcănoși, deveniți persoane nervoase, am putea spune, persoane care aveți această
dezamăgire. Ați încercat mai multe lucruri, ați vrut să faceți ceva, dar nu ați putut să ajungeți unde v-ați dorit. Am putea spune că v-ați fixat un scop, un obiectiv și nu ați putut să-l atingeți. Și sunteți dezamăgiți. Cu toate că aveți două cupe în spate pline și ați putea să le folosiți pe acestea pentru a ajunge acolo unde v-ați propus. În sacrificiul vostru, pajul de spade arată în primul rând faptul că o persoană care este dintr-o zodie de aer vă face înscrisuri, plângeri și vă treziți cu o inspecție, cu o verificare. Nu este un moment prea fericit, dar puteți să vă descurcați în final cu această inspecție, verificare. Aceasta ar fi citirea pentru voi, Scorpioni. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.